Lui nu s-au sfârșit. Slavă Domnului! Îndurările Lui nu sunt la capăt. În versetul 22 și 23 continuă, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Slăvit să fie Domnul că și-a reînnoit bunătatea Lui asupra noastră. Amin. Și îndurările Lui nu s-au sfârșit și n-au ajuns la capăt. Datorită faptului că Dumnezeu ne iubește, mai putem să venim pe picioarele noastre și în această minunată zi de sâmbătă, o zi de sărbătoare, o zi pe care Dumnezeu a lăsat-o ca toți copiii Lui să se bucure, să vină să-L cinstească și să-I aducă laudele bine meritate ale Lui Dumnezeu. Este o sărbătoare veșnică pe care Dumnezeu prin gura Lui a lăsat-o oamenilor. Cei care vor să înțeleagă este foarte bine. Cei care nu vor să înțeleagă, Dumnezeu să-I lumineze și să le aducă înțelepciunea să înțeleagă că asta este o sărbătoare veșnică. Și nu oamenii pot să o schimbe. Dumnezeu să fie lăudat și slăvit de tot ceea ce se va face aici. Vreau să vă spun anumite cuvinte de îmbărbătare. Pentru că toți care vin aici trebuie să dea un cuvânt de sfătuire, un cuvânt de îmbărbătare, un cuvânt de mângâiere. Și Dumnezeu să ne ajute să nu aducem cuvinte de răzvrătire și de cârtire în fața puternicului Dumnezeu care ne dă putere să lăudăm și să binecuvântăm că a fost atât de bun cu noi. Slavă Domnului! Minunat este când putem să strigăm către Dumnezeu plin de bucurie, cu inima plină de bucurie și de dragoste, pentru că totul se rezumă la dragoste, dragii mei. Toate 10 poruncile care au fost în Vechiul Testament au fost bune și sunt bune și în ziua de astăzi, dar a 11-a poruncă este cea mai bună, este cea mai puternică, pentru că a 11-a poruncă se împlinește toate prorociile și se împlinește toată legea lui Dumnezeu. Și care este a 11-a poruncă? Da. Iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru cu tot sufletul vostru, cu tot trupul vostru și cu tot duhul vostru și pe aproapele vostru ca pe voi înșive. Dacă am greșit, nu este așa. Domnul să ne lumineze. Amin. Amin. Uitați cuvântul lui Dumnezeu, vreau în această dimineață un cuvânt de îndemn, să nu cârtim în fața lui Dumnezeu. Pentru că acest Vechi Testament, Dumnezeu l-a lăsat ca noi să învățăm anumite lucruri. Și poporul ales al lui Dumnezeu a cârtit în mai multe rânduri. Și vreau să deschidem în Exod, în capitolul 14, prima dată când a cârtit în fața lui Dumnezeu, a fost în momentul în care s-au văzut în fața cotropirii de către egipteni. Și acolo, când i-au urmărit egiptenii, ei s-au văzut în fața mării și ei au crezut că vor fi potopiți și vor fi omorâți. Și atunci, în momentul ăla, i-a spus lui Moise. Și uitați-vă în 14 cu 11, ei au zis lui Moise, nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu-ți spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, că-și vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie. Ei nu s-au crezut în Dumnezeu, au fost cârtitori și șovăielnici, pentru că ei n-au înțeles marea puterea lui Dumnezeu. Și chiar dacă au văzut minunea când norul era în fața lor și ei au văzut minunile cu ce mână puternică i-a scos Dumnezeu din Egipt prin cele 10 urgii. Tot nu s-au încrezut în Dumnezeu pentru că inima omului este nespus de șelătoare și deznădăjduit de rea. Dar cine poate să o cunoască decât Dumnezeu și El poate să ne transforme în o inimă plăcută după voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute ca inima noastră să fie după placul lui Dumnezeu. Amin, amin. Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic. Stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care o va da Domnul în ziua aceasta. Doamne, dă-ne și noi o izbăvire în ziua aceasta. Doamne, dă-ne și rupe orice legătură. Rupe, Doamne, în ziua aceasta orice gând rău în dreptul fratelui sau a unei surori. Doamne, transformă-ne inima ca noi să gândim numai ce este plăcuție. Doamne, transformă-ne și dă-ne eliberarea și izbăvirea și în această zi. Pentru că noi mai avem mult de muncit până vom fi pe placul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi, nu îi veți mai vedea niciodată. Moise s-a încrezut în Dumnezeu. Și Moise a fost un om după plăcerea lui Dumnezeu și a fost prietenul lui Dumnezeu chiar. Și Dumnezeu i-a zis, și se zice Domnul, a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Dumnezeu a fost supărat pentru că poporul a cârtit și nu s-a încrezut în Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? În Plângerile lui Ieremia, Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să nu ne plângem noi, să nu fim cârtitori, pentru că de ce să se plângă omul cât trăiește? Mai bine să se plângă de păcatele lui. Nu așa zice Cuvântul lui Dumnezeu. În
plângerile lui Ieremia, în capitolul 3, versetul 39, așa ne vorbește cuvântul Domnului. Uitați-vă, de ce să se plângă omul cât trăiește? Întreabă Dumnezeu, fiecare se plângă mai bine de păcatele lui. Să ne plângem de păcatele noastre și să nu cârtim, să nu fim nemulțumitori. Pentru că, uitați-vă, bunătățile și îndurările Dumnezeu zilnic le vedem în viețile noastre și nu este nimeni care să nu mărturisească cât de mare dragoste și-a răsplătit Dumnezeu față de el și cât de mare iubire prin simplu fapt că are sănătate și a putut să mai vină în casa lui de rugăciune să laude pe Dumnezeu. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu care este viu și lucrător ne mai vorbește și în Ecleziast prin Solomon, prin înțeleptul acesta, zice: păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți, căci decât să adaugi jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite. Deci noi avem de lucrat la acest foc mic care păduri mari arde. Pentru că acest mădular mic, dacă îl vom fi înțelepți și îl vom struni și vom fi înțelepți și îl vom... prin ajutorul lui Dumnezeu, îl vom controla și nu vom lăsa și nu ne vom grăbi să scoatem multe cuvinte. Pentru că cine vorbește mult, zice în proverbe, și păcătuiește. Este imposibil să nu păcătuiască. De aceea, Doamne, ajută-ne să venim în casa Ta de rugăciune, să ascultăm mai bine decât să aducem jertfa nebunilor. Mai bine să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ierte, să ne curățească, cum i-a curățit lui Isaia, când a pus cărbunele de foc pe buzele lui și le-a curățit. Doamne, în această rugăciune vrem ca Dumnezeu să ne curățească acest mădular. În această rugăciune vrem ca Dumnezeu să ne ierte păcatele pe care le-am făcut prin acest mădular, atât de denestatornic, atât de cârtitor, atât de păcătos. Acest mădular trebuie să-l controlăm noi. Acest mădular trebuie să avem grijă când vorbim un cuvânt să fie sărat cu sare, să fie un cuvânt de zidire, de sfătuire, un cuvânt de îmbărbătare, dacă se poate. Pentru că cele 9 roade ale Duhului Sfânt nu sunt doar în 1 Corinteni capitolul 12, în Romani în capitolul 12, acolo veți găsi ce trebuie să facem și vreau să ne uităm, pentru că eu am văzut că nu este suficient doar să ai credință, nu este doar suficient să ai înțelepciune, nu este suficient doar să ai darul de prorocie, nu este suficient să ai darul de cunoștință, nu este suficient doar să ai darul de vorbire în limbi. Uitați-vă cu mine în Romani, în capitolul 12, vreau să învățăm în această dimineață, de fapt, ce rezultă din aceste principale 9 roade. Sunt câteva roade mai mici pe care trebuie să fim atenți să le avem în viațile noastre. Amin. Și Domnul să ne ajute. Amin. În Romani, în capitolul 12, mergem la versetul, uitați-vă, în versetul 7, cine este chemat la o slujbă? Deci Dumnezeu ne cheamă la o slujbă, dragii mei, pe toți care am venit aici, fiecare după cum este dat de Dumnezeu. Unii să se roage, unii să cânte, unii să aducă rugăciuni, mijlociri, unii să dea un îndemn. Și uitați-vă aici ce ne învață Dumnezeu. Cine este chemat la o slujbă să se ține de slujba lui. Că zice aici mai înainte, în capitolul 11:29, căci lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare? Dragii mei, mulți nu înțeleg cuvântul lui Dumnezeu și zic că trebuie să avem cele 9 roade ale Duhului Sfânt, dar acelea sunt pentru zidirea noastră, mai întâi de toate, și zidirea bisericii, ca biserica să crească spiritual și Domnul să ne ajute. Dar uitați că avem aici niște roade foarte importante pe care trebuie să le avem în noi. Să îmbărbătăm. Acest cuvânt de îmbărbătare, uitați-vă, cine îmbărbătează pe alții să se ține de îmbărbătare. Dacă vezi un frate, o soră, că este necăjită, că este îngrijorată, că are gânduri pe care o despărțesc de Dumnezeu, pentru că gândurile și îngrijorările ne despărțesc de Dumnezeu. Grijurile ne fac ca să nu fim atenți la cuvântul lui Dumnezeu și să ne aducem lauda Lui. Dragii mei, mare atenție! Cu Dumnezeu nu ne putem juca. Cine dă, să dea cu inimă largă. A doua roadă. Deci prima a fost să avem o îmbărbătare unii față de alții. A doua roadă, care o vedem aici în capitolul 12 în Romani, să dăm dărnicia. Să dăruim cu inimă largă. Să nu ne pară de darurile pe care le facem. Să nu ne supărăm când trebuie să venim și să ne gândim, Doamne, dar poate sunt la limită cu banii și nu pot să dau partea mea la tine la biserică, nu pot să fac daruri. Parcă de multe ori cel rău vrea să ne facă să fim zgârciți unii cu alții și cu biserica Domnului. Dar Domnul să ne lumineze și să ne înțelegem că trebuie să dăm, pentru că de fapt tot ce dăm nu e de la noi, ci este de la Dumnezeu. Dumnezeu de fapt ne-a folosit pe noi să ne dea nouă ca noi să distribuim și celorlalți care nu au.
Și cuvântul lui Dumnezeu asta ne învață. Să fim darnici cu săraci, cu văduvele, cu cei orfani. Domnul să ne ajute să facem acest lucru. Deci al doilea lucru, să dăm cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Să ne rugăm pentru cei care ne cârmuiesc, dragii mei, în biserica Domnului. Să ne rugăm pentru conducătorii de adunare, pentru slujitorii care îi dau îndemnuri, ca Dumnezeu să îi îmbrace cu putere și să nu vorbească de la ei, ci Dumnezeu să îi folosească într-un mod deosebit, ca tot ce vorbesc să vorbească spre încurajarea și întărirea bisericii Domnului. Acesta este scopul nostru, dragii mei. Să cârmuiască cu râvnă, nu oricum de formă. Când ne rugăm, când dăm un îndemn, să dăm cu râvnă, să simțim acel fior minunat prin care Dumnezeu îl simțim pe Dumnezeu, că de fapt El ne folosește ca să dăm acest îndemn, acest cârmuire și orice slujire, să o facem cu râvnă, dragii mei. Amin. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie, dragii mei. Haideți să ne ridicăm pe picioare și să ne rugăm lui Dumnezeu cu credință, să ne rugăm cu râvnă, că putem să mai lăudăm și în această minunată zi și mai avem sănătate în picioarele noastre și în trupurile acestea atât de slabe de multe ori. Și tot ceea ce facem, să facem cu bucurie și să facem cu dragoste. Pentru că prin dragoste împlinim toată legea și toți prorocii. Și Dumnezeu să ne ajute să ne călăuzească pe această cale minunată pe care tot El ne-a pus. Și Domnul să fie lăudat în veci de veci. Mergem pe genunchi și ne rugăm.